Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă invit să descoperim împreună beneficiile aplicației interactive Zmore. Această aplicație este foarte utilă dacă vă doriți să creați buletine informative, anunțuri și avize creative și colorate. Accesați zmore.com și puteți intra cu contul dumneavoastră de EduCred pentru a vă deschide un cont nou. După cum observați, aveți template-uri pentru educatori, pentru profesori, din care puteți alege în funcție de nevoile educaționale proprii. De asemenea, puteți alege dintre cele mai populare și, bineînțeles, resurse predefinite. Iată, de la butonul portocaliu, puteți deschide un nou avizier, puteți denumi, eu am ales să denumesc acest buletin informativ educație economico-financiară. În felul acesta voi putea posta mai multe resurse educaționale pe care elevii să le poată accesa. Putem încărca imagini, putem adăuga date importante din calendarul școlar, putem adăuga, așa cum observați, din butoanele text diverse câmpuri, dar și link-uri către resurse video pe care le puteți include în prezentarea dumneavoastră. După cum observați, când stabiliți că totul este gata, puteți apăsa butonul Preview Public Newsletters și, bineînțeles, în acest moment puteți alege Done Editing și în felul acesta el poate fi accesat. Acestea fiind spuse, vă doresc succes și vă aștept la un nou tutorial. La revedere!